Salutare băieți și bine ați venit la un nou episod. Astăzi suntem pe, da, pe 5M. Am început aici pe un server, pe o hazard din câte se vede. Bă, nu știu, m-a apucat o nebunioară de asta să tot vin, să mă bag din nou pe server, pe servere gen. Ideea e în felul următor, din câte observ, prea multe drop frame-uri, nu știu care o să fie toată ideea, sper să pot să-l fac, drop frame-uri și gen din câte văd, na, un pic mai cu texturile, dacă vedeți pe aici. Nu, să sperăm că totul o să meargă bine. Am încercat înainte să filmez cu Stream Elements-ul și a avut niște probleme. Bă, m-am angajat la Uber Eats, că normal, aia e mașina mea. Normal, din câte... Eu am filmat, după cum v-am zis. Mă duc acum repede, mi-am făcut buletin, mi-am făcut de toate. Gen, asta îmbrăcămintea mea, ideea care? Că... De. Nu mai zic nimic. Vreau să încep o serie. Nu știu dacă o să am cu cine. Dacă vreți să începem o serie normală, un exemplu de la A la Z, atunci o să am nevoie și de voi, cei care jucați 5M, sau dacă aveți un server de recomandat, îmi puteți scrie pe Discord. Și ce zic, până ajung cu comanda asta acolo, 0. Ia, vedeți cum parcă, nu știu, texturile, eu știu că mi-am băgat un mod de grafică, dar nu știu ce să zic cu el, adică, da, mă înțelegeți voi. Nu știu cât se va câștiga acum la tura asta de Uber Eats, la un player nou. Deocamdată nu prea știu prea multe de server, l-am văzut chiar ok, vedeți și sus, 174-175 de membri din 333. Da, ce să zic? Eu sunt numărul meu. Dacă vă interesează, gen, dacă vreți să veniți pe server să începem o serie, mă rog. Am impresia că aici casa Mafia, dacă mi-aduc aminte bine, gen, no aid, no meta sau așa mai departe, meta gaming, știți voi, care mai jucați, dacă mai există acele regulamente. Da. Nu știu ce zic, dacă vreți să începem o serie, să spun așa, cum ar fi, nu știu, o serie de luni până vineri, dimineață 5M, după masă Fortnite. Ok, să vedem care ar fi toată ideea. Hai că am ajuns aici, le vreze mâncarea, dar ce că bate la ușă. Dacă era cu emoturi că bate la ușa, să-mi trag una, nu știu ce era aici. Deci 6.000 am primit, mă. Băi, ești nebun? Ai primit de level pe 1.000. Bă, destul de departe, adică n-am. Nu știu cum se mișcă, dacă se va vedea în lag, îmi pare rău. Deși văd că se duce în 100 și ceva de FPS-uri. Normal n-ar trebui, dar am avut niște probleme gen la sound, dacă selectam căștile mele. Era destul de ciudat. Da, se vede că n-am mai jucat de foarte mult timp. Na. N-am ce să mai zic. Nu știu dacă m-am îmbrăcat. Eu gen așa m-am îmbrăcat că am găsit toată culoarea albastră. Am zis că, bă, asta e. Ia, vedeți? Parcă în față nu sunt texturile cum ar trebui. Nu știu. Bă, altceva ce să mai zic aici? Live de seară de la, nu știu, o să vedem 6-7 cu un joc horror. O să vedeți atunci surpriza, că episodul ăsta se va posta imediat după ce l-am terminat, adică tot astăzi. Și da, altceva. Mamă, Dumnezeule, ce cu ăla, mă? Deci dacă vine un exemplu să mă jefuiască ca și player nou. Nu am citit regulamentul, adevărul că nu l-am citit, pentru că, hai să fim sinceri, am intrat pe server și atâta tot. M-a mai recomandat niște băieți în privat niște servere. Am zis, bă, nu mai joc 5M, n-am mai vrut să mai joc esențial, dar tot m-am uitat la câte unul, tot m-am uitat la câte alt streamer și mai departe și mi-a adus un pic nostalgia asta de joc, să spun așa.
Să văd și eu ce mai nou pe aici, să văd dacă se mai merită un exemplu, să mai... Mamei, nu zice, să mai filmez. Bă, să observ că se dă prea multe, să dăm banuri pe motiv de troll, dar cine sunt eu să comentez? Dacă veniți pe server, nu faceți troll, că vedeți și pe chat, că asta e, nu recomand, știi? Și așa mai departe, mai bine să nu faci acest troll. Hai că mai fac după aia încă o tură. Hai că m-am oprit direct la ăla în ceașcă, ești de mână. Bă, pare un sistem, nu știu dacă s-a mai întâlnit sistemele astea pe alte servere. V-am zis, de foarte mult timp n-am mai făcut nimic. Bă, îți dă niște bani de început, 15 milioane de câte am văzut, sau nu, 5 milioane de început. Puțea mașină, economia nu-i chiar așa, dar să fim sinceri, pe cine mai interesează banii pe server, adică ia uite, din două, trei ture ți-a făcut banii de mâncare, un exemplu, dacă e chiar nevoie, sau așa mai departe. Na, unul pe mine ca și streamer, un exemplu, nu mă interesează, pe mine m-ar interesa roleplay-ul și de aia și caut servere unde pot să mă încep o serie. Episodul ăsta e postat acum, pe moment, pentru că, na, să vedem ce zice și voi, cum va reacționa lumea, dacă ne mai reapucăm înapoi, nu știu. Oricum, pe voi v-am obișnuit, cred că pe jumătate, numai din 5M. Și am zis că, bă, hai mă, de ce să nu, știi? Cred că m-am repetat de 100 de ori la chestia aia, dar... Asta e, asta e, să mai întâmplă, vă dați un pic de nostalgie. Eu nu m-am muturină. Nea Gigi la Uber Eats, pe scooter, era o schemă să ne bate și pe biciclete. Chiar, na. Nu știu cum se prezintă serverul, dacă e hard roleplay, dacă nu. Din câte am văzut și eu, na, ca pe orice server, s-a mai vorbit de aia cu adminul. Și mai departe m-au ajutat de băieți, dar nu mi-a stat în minte să întreb chiar atunci de asta. Bă, cred că aici ar fi zona la băieți care livrează și... Nu știu, nu știu. Bun, ce zic băieți? Dacă vreți, v-am spus. Scăreți-mi și mie, spuneți-mi și mie, gen, un exemplu, dacă vreți să ne mai jucăm 5M. Și da, am și eu nevoie de un ajutor gen cu texturile astea. Că v-am zis, voi pun pare că vă jucați destul de mult, destul de mult față de mine 5M și da. Bine băieți, hai că mă duc aici. Știu că n-am luat-o chiar bine, dar mai contează. Hai că v-am lăsat. Mamă, ce apasă C. Bine băieți. V-am lăsat eu. Ne auzim data viitoare. Ne auzim de seară, de fapt. Pa, pa!